creditul accesat de Consiliul Județean pe ultima sută de metri. În cursul acestei săptămâni, responsabilii Consiliului Județean Hunedoara au primit avizul Comisiei Naționale de Autorizare a Împrumuturilor. Jumătate din suma contractată va ajunge în Valea Jiului. Am început acum vreo 2 ani de zile și anume documentațiile pentru accesarea unui împrumut accesat de către Consiliul Județean, în care peste 50% din sume vin în Valea Jiului, s-au finalizat marți, spre exemplu, sau 90% prin acordul Comisiei Naționale de la nivelul Ministerului de Finanțe și creditul este pe ultima sută de metri. Asta înseamnă că circa 210 miliarde din cei 400 pe care Consiliul Județean îi va contracta vin în Valea Jiului pentru drumurile de la Straja, pentru drumul de la Vulcan dealul Babi și continuarea lui până la Merișor și mai nou pentru drumul de la Parânga. Adică economia pe care am făcut-o la licitația pentru drumul de la Straja o vom redirecționa tot în Valea Jiului, în drumul care merge în Parâng. În ceea ce privește planurile pentru Valea Jiului, responsabilii instituției județene spun că implementarea proiectelor va continua, însă majoritatea se află la faza întocmirii documentațiilor. Sunt aceleași planuri, însă încă nu s-au pus în operă. E vorba de linia de troleibuz, e vorba de cele două parcuri acvatice de la Lupeni și de la Petroșani, care sunt foarte importante. Nici nu vreau să dau speranțe că mâine se vor întâmpla lucrurile, pentru că, din păcate, încă la nivel național, nici strategia de atracție a fondurilor europene, de atragere a fondurilor europene nu e gata. Noi suntem într-un stadiu destul de avansat cu studiile de fezabilitate pentru liniile de troleibus, suntem în lucru cu cele pentru parcurile acvatice. Sperăm să, ca anul acesta să avem și liniile de finanțare, să știm unde putem să depunem proiectele, pentru că proiecte de 20, 30, 50 de milioane de euro nu se termină peste noapte, dar lucrăm la ele. Un proiect în premieră județeană finanțat din fonduri europene ar putea fi implementat în județul Hunedoara, mai exact în Valea Jiului. Este vorba despre înființarea primei linii de troleibuz care ar urma să facă legătura între localitățile din Valea Jiului. De la est la vest, acestea vor fi unite printr-o linie de troleibuz care ar putea deveni funcțională după anul 2014.